Bună ziua și pacea Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu toată lumea. Și Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți acei care sunteți cu noi în fiecare zi și ne urmăriți. Vă spun și eu pacea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să vă păzească sub mâna lui cea sfântă și puternică. Da. Și vrem să Amin. Pregătim mâncare, vrem să facem niște costiță de porc la cuptor. Am aici niște costiță, pot să arăt așa, Marcel, și i-am pregătit cu sare, cu un pic de vegetă din asta pentru carne. Am un condiment asiatic, așa, soi sos. Ăsta e soi sos, ăsta e altcumva. Pasta așa mai, care folosesc ăștia asiatici. Mm-hmm. E foarte bun la carne când pui să faci carne prăjită, carne la cuptor. No. Cu garnitură de orez. Da, cu garnitură de orez, o să facem un pilaf de orez. Și începe. Și începem, da. Le-am condimentat, fiecare după gust, fiecare pune ce aveți și cum vă place. Da. Și vreau să mai spun, pentru că știu că mă urmăresc atâția surori și atâtea oameni, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, vă mulțumesc din suflet. Și fiți binecuvântate toate surorile mele scumpe care ne urmăriți din toate părțile. Și de aici, din Belgia, din România și din toate părțile, fiți binecuvântate de Domnul, gospodinele, că toți suntem gospodine în casa noastră. Și fiți binecuvântate de Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. N-am cuvinte cum să vă mulțumesc la toți care sunteți cu noi în fiecare zi, ne urmăriți, ne apreciați, pentru toate comentariile frumoase care ni le scrieți de fiecare dată. Vă mulțumesc din suflet, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Așa cum am spus, am să încep să pun costița aici în tavă. M-am gândit să nu filmez și de-aia n-am filmat cum am condimentat carnea, că am vrut să nu mai filmăm. Și am zis să nu mai fac filmare, hai să facem repede, dar... Da, de ce să nu filmezi? Până la urmă m-am răzgândit și am zis la Marcel, hai să filmăm ca să facem ceva pentru frații noștri, pentru surorile noastre, pentru prietenii noștri care ne urmăriți din toate părțile. Vreau să vă spun că ceea ce facem noi, noi facem pentru voi. Nu dau lecții nimănui, fiecare este bucătar în familia lui, bucătăreasă în familia lui, gospodină în familia lui și în casa ei, cum s-ar spune. Poate mai sunt acolo niște tinere care chiar și mă întâlnesc cu ei și m-am întâlnit cu ei, fete tinere care poate nu știu tradiția, nu știu cum să mai face și cum să mai făcea altă dată. Și m-am gândit ca să o împărtășesc și să arătăm aceste lucruri cum se făcea odată. Eu vreau să vă spun că chiar adevărat eu fac niște mâncare tradițională și pregătesc așa cum pregăteau odată ca să mai vadă și tinerele noastre în zilele noastre care sunt mai tineri. Nu pentru cei în vârstă, că cei în vârstă poate că știu, și pentru cei care sunt din altă parte, așa cum am spus. Fiecare are obiceiile lor. Fiecare din ce parte se trage din țară, din lumea asta, pregătesc mâncare cum e tradiția fiecăruia. Și așa că începem să facem. O să pun o folie de copt peste... Dar n-am pus ulei. Trebuie să pun un pic ulei acolo, dacă se face. Că nu are cum să se facă, dacă nu punem costumele. Așa, mi se termină, uite, rețeta de copt. Vin aici în ora și deși tu bună ziua la prietenii noștri, la frații noștri care te urmăresc, surorile noastre care ne urmăresc din toate părțile. Vă spun bună ziua și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți care ne urmăresc și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Vine aici să dăm un like, să dați like-uri, să subscribe, abonare. Să vă abonați la canalul nostru pe YouTube. Așa, oameni buni, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și vă mulțumim pentru comentariile frumoase care ne trimiteți în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi și ne urmăriți. Exact.
Da, vă mulțumesc și eu în numele lui Iisus Hristos, pentru că vă place ceea ce facem noi, ne acceptați așa cum suntem, dar ce suntem prați în Domnul Iisus Hristos, suntem copii al lui Dumnezeu și prietenii noștri care se uită la noi și ne apreciază așa de mult, vă doresc multă sănătate și fericire. M-am întâlnit și cu frații mei în credință în Domnul, cu prietenii noștri și aici în Belgia sunt foarte mulți frați și surori care se uită la noi, chiar și prieteni care nu sunt pocăiți întoși la Dumnezeu. Mă rog și pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i mântuiască și pe ei și pe noi, să ne dea putere să ducem mântuirea până la capăt. Da. Facem lucrul acesta pentru că știm că vă place și de ce nu ne place și nouă să facem asta, deoarece tot ce facem acum va rămâne pe YouTube și chiar dacă în scurgerea anilor noi vom pleca de pe pământul acesta, va rămâne totul filmat aici. Și cum a spus Valerica, pentru cele tinere care în generația asta în care am ajuns au uitat foarte multe lucruri din obiceiurile noastre de acum câțiva ani în urmă, 40-50 de ani, cum se făcea la noi mâncare, de ce să uităm obiceiurile astea, să continuăm în continuare, pentru ca să învețe cei care nu știu. Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă doresc multă sănătate și fericire. Hai spune ce vrei, Valerica, să spui acum. Ce vreau să spun? Să știi că am acum așa mare emoție am. De ce? Ca de prima dată când am început să acum filmez. Spune eu de ce. Acum, pentru că știi că se uită la tine toți prietenele tale, surorile tale, neamul tău. Da, pentru că toți m-am întâlnit la biserică și toate surorile mi-a spus, Valerica, mă uit, sunt abonata ta și chiar vă mulțumesc din suflet. Am niște emoții așa că chiar am vorbit cu Marcel, parcă nu mai am putere să mai filmez. Da, să mă găsește. Parcă mi s-a dus puterea, mi s-a dus curajul, că știu că atâta lume și atâta frate vor să uită la noi. Deci de mii care se uită la noi. Chiar am vorbit aseară cu Marcel când am venit de la biserică, am stat aproape de vorbă până la 4 dimineața, am stat aici la masă și am vorbit și chiar am fost și întristați așa de surioara noastră care a plecat la Domnul, era prietenă bună cu noi, surioara noastră în Domnul, Mariana. Și am vorbit și am stat la discuție împreună cu Marcel și am povestit cum eram și noi când stăteam la ei în casă, nu. Și nu vreau ca să vă aduc o întristare, prin treaba asta vreau să vă aduc o bucurie ca Domnul Iisus să vă binecuvinteze, dar parcă așa mi s-a dus curajul. Parcă nu mai am curaj așa cum am avut, pentru că știu că o grămadă de surori din biserică și din toate partea de aici, din Belgia, mă urmărește și ne urmăresc. Și parcă am așa niște emoții și chiar le mulțumesc din suflet la toate surorile de aici, din Belgia, la toți frații care ne urmăresc, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun încă o dată, să nu luați cu însărcinare. Eu nu vreau să dau lecție nimănui. Știu că vă uitați la noi că ne apreciați, știu că vă uitați la noi că ne iubiți, Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Fac acest lucru, ce să vă spun, ca să împărtășesc cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată din suflet, Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Stai acolo, așa, da? Și spuneți ce vreți voi la prietenile voastre, acum la frate, la surori. Am spus, Marcel, ce am avut de spus, da? Vrem să punem costița la cuptor. Și începem să facem orezul nostru, tu o să faci acolo, să vedem ce o să facem împreună. Da. O să vii aici lângă mine ca să pregătim orezul nostru. Mai faci tu, mai facem. Noi facem așa în echipă. Ia că-te și pe Iosif. Bună ziua, Iosif este aici. Domnul, Iosif este în forță. Dar lasă să spună. Pacea Domnului trebuie să spună. Pacea Domnului și Dumnezeu să fie binecuvântat în veci în veci. Amin. Amin. Iosif este în forță, așa cum vă spun. Domnul Iisus a făcut o mare minune cu el, el este un miracol. Nu mai mâncă eu, zic, mă, nu mai mâncă. Gata, uitați, deja a slăbit un kilogram. Un kilogram a deja a dat jos. Da, l-am dat jos. Pentru că nu mai mănâncă seara. În câteva zile. În 3 zile, 4 zile. Da. Da. Asta e a patra zi. Da. Mâncă numai orez, legume.
Nu mai mâncă mâncarea. Da. Și astăzi tot așa, nu să-i dăm nu știu ce, pentru că el o să mănâncă regim tot așa și nu o să fac. Acum ce nu este regim, este costița. O să fac niște orez care nu o să-l fac să fie nici sărat, nici așa cu multă grăsime. O să pun un morcov, o să pun un ardei, ceapă, pătrunjel, o să facem o salată cu roșii, cu crastavețe și... O să vedem noi. O să vedem noi. Da. Acum punem la cuptor și revenim. Acum sora Valerica îți face o cafea. Da. O să vedeți. Să facă cafea. Ce tot ciocănește acolo? Cafea foarte bună. 2-3 păsâni merge la Valerica. Lasă că merge. Da. Ce faci? Vreau să crească singur. Da? Păi e prea mult și nu e așa bună. Da. De ce nebună mai slabă? Nu, nu vreau mai slabă. E prea tare pentru tine. Ia uitați cafea la Valerica. E din ăsta, zahăr de trăstie ăsta. Da? Da, nu e zahăr normal și nu e așa dulce. Mm-hmm. Da. Dar să știi că mi-a plăcut cafeaua acolo. Tu ai băut cafea acolo, la biserică. La privire, ai băut? Băut. Mamă, ce tare era, că am pus apă în ea. N-am putut să o beau așa. Da? Da, era foarte tare, dar mi-a pus apă în ea. Slăvire, s-a uitat la mine, ce mă cu Valerica? Atâta apă, ieri am băut o cafea, că a venit băiatul ăla cu cafeaua și zice, bă, Samuel, nu era tare. Vrei și tu cafea, ha? Nu era tare. Eu mai știu, era. Vai. Pentru mine era foarte tare cafeaua. N-am băut aseară cafea. Da, eu n-am dormit până dimineața la 4. Te-am băut cu ăla aia. Și ai băut și cola tu. Când ai băut? Când am venit acasă la ora 12? 12 era? Păi da. Nu mă știu. Da, e bună cafeaua noastră că nu e așa tare. Mm-hmm. Aia era foarte tare. Nu știu ce aparat a spus că a avut ce cafea. Eu pune astea aici în apă. De ce nu le pune aici în apă? Ia că pune-le. Așa. Ceapă o lăsăm la urmă și trebuie să nu... Nora să-mi aduci cuțitul ăla mai mic. Da. Și vreau să vă spun pentru Nora. Nora este Nora noastră și o cheamă Nora. Pentru că mai primesc acolo un comentariu că dacă o cheamă Nora. Da, pentru noi abonați care vin și care nu știu, Nora este Nora noastră după Iosif. Băiatul nostru și am mai primit un comentariu că ce a făcut Iosif, ce a pățit Iosif. Iosif a pățit acum în 2019, a fost la muncă pe șantier și a căzut de la 7 metri. Și a ajuns în comă, a stat 8 luni de zile în spital și a pierdut conștiința, memoria. Dar slavă Domnului Iisus în cer, care este veșnic. Care recuperare acum, așa putem încet, să încet. Stăm așa nepăsători de un Dumnezeu așa de mare, care a făcut o minune în familia noastră. Iosif este o minune în familia noastră. Vorbesc cu el, stăm de vorbă cu el și vrem ca să ne înțelege, să fie cu minte, să ne înțelege că ce a făcut Dumnezeu pentru el, că i-a dat viață. Și nu trebuie să uităm acest lucru și nici să uită nici el să nu uită acest lucru. Și să-mi aduci alea care fac în ura morcovii. Cu cuțitul mare. Nu mare, ăla mic. Mare îl am la mine aici. Da. Și Iosif acum este în recuperare, el primește medicamente încă, mai ia medicamente, dar slavă Domnului. Da, și ăla care răzălim. Și ăla care curățăm, ăla cu alb. Așa, pregătim legumele, cum s-ar spune. Așa, Nora. Cred
cred că este prea mult, e prea mare ardeiul ăsta. Mai punem la salată din el. Să nu punem tot, e prea mult. Și la Abel nu-i place așa mult. Am pus odată un ardei din ăsta așa mare și mi-a spus că e prea mult ardei. Sunt prea multe legume. Da. Și pentru Abel, care nu știți, el este băiatul meu cel mai mic, de 17 ani, care te vorbesc eu de el. El nu vrea să apare în filmarea noastră. Nu pot să forțez dacă nu vrea. El este încă un copil și nu vrea, nu. E rușinos, el așa, da. Timid, nu, nu. Da, e timid, da, nu vrea. Nu, bun. Am curățat ardeiul. Hai că ăsta îl pun tot galbenul, că nu e așa mare, nu? Sau să pun și pe ăsta în salată, hai că îl punem în salată. Să nu facem așa mare pentru Abel. Nu facem mult orez. Ce vreau să vă spun, oameni buni, frați și surori? Sâmbătă n-am mai fost în live pentru că am fost la priveghiu, am vrut să simțim și noi cu această familie, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Am vrut să simțim împreună cu ei, deoarece suntem mădulare în trupul lui Hristos și trebuie să ne doară unul pentru altul. Noi am fost foarte bine cu această familie. Am locuit împreună la ei în casă, pentru că ei au casă cumpărată aici și ne-au dat un apartament în chirie și am stat câțiva ani la ei. Și suntem și frați în Domnul și am fost ca o familie. Da. Ca familia mea. Am socotit și resocot ca familia mea. Și mă rog ca Bunul Dumnezeu să-i binecuvinteze, să le dea putere și biruiță în această grea încercare prin care trec ei acum. Dumnezeu să le sprijinească și să le vină în ajutor. Amin. Dar săptămâna asta, începând de luni, marți, miercuri, da. Miercuri o să fiu din nou live cu voi. Vedem, noi poate o să fim mai devreme. De ce să nu? Acum iară vorbește. Când vorbesc aici, tu faci treaba acolo, că eu știu ce fac. Da? Da, sigur. De ce? Acolo, uite, tu faci mâncare acum și eu spun aici ce fac când fac eu live. Da? Da. O să facem deocamdată tot așa cum sunteți obișnuiți, miercuri și sâmbătă. Și dacă vreți să mai facem mai 3 live-uri pe săptămână, atunci vă rog frumos să fiți într-un număr mai mare și să-mi scrieți. Sau, miercuri, puteți să-mi spuneți pe live. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Acum ce faci, Valeriu? Să facem niște usturoi. Că știi că nouă ne place usturoiul. Dați-o și pe Nora. Nora, care iubiți atât de mulți oameni buni, vă rog frumos să-i trimiteți mesajul frumoase. Mai târziu, probabil, nu știu dacă o să vedem noi, o să facem și la Nora un site și lui Iosif și atunci o să vedeți site, numai site. Pe ei. Site este altceva. Un canal. Un canal din ăla, da.
Sigur, unde să fii tu cu Iosif. Nu suntem în stare să filmăm pe două canale. Și faceți acolo ce vreți voi. E greu să filmezi pe un canal. Nu să mai faci pe două canale. Să faceți ce vreți voi. Nu neapărat trebuie să faci toată ziua mâncare. Te vede prietenii, oamenii, lumea și pe tine și pe Iosif. Mai faci și tu mâncare ce știi să faci. Da. Mai înveți de la soacră ta. Mergem și eu spre parc, mai mergem sigur la piscine. Sigur. O să tot, o să fie bine, nu te teme. Ce facem? Da. Să facem și acum. Da. Ce să vă spun, oameni buni, decât că vă mulțumim că vă uitați la noi și vă place ceea ce facem noi. Să fac și imediat, mâncare rapidă. Un orez cu niște coaste de porc. Da. Super. Sigur că da, e mâncare foarte delicioasă. Da. Și asta e. Și asta e o mâncare tradițională. Nu se făcea mai de mult la noi. Știți voi. Acum, de obicei, tineretul și nu numai, și oamenii puțin mai trecuți de vârstă, la 35-34 de ani, cam așa. Sunt care sunt mai tineri așa, nu mai prea fac așa mâncăruri în casă. Le place să mai se ducă pe la restauranturi, pe la hamburgerii, pe la nu știu ce, pe afară și cumpără și gata, chiar și prăjituri, dacă ăsta acum se duc și-și cumpără, nu mai fac ei, ca să nu se mai chinuie săracii. Și așa se uită obiceiul nostru țigănesc și tradițional. Ne cereți nori acum? Da. Da? Da. Păi trebuie și să mai râdem. Nu putem să fim acum tot serios. Ce asta? Vine, vine Marcel, fiul meu, și iarbe de la biserică. Gata, filmez. Da-i problemă, dă-i drumul, că se filmează acum, nu mai faceți gălăcie, că nu, știți cum e. Numai Valerica poate să face gălăcie acolo, nu? Eu fac, da, fă. Știu cum fac. Așa, fă gălăcie mare. Te doare, te uși la ochii. Ai fugit, a? Am pregătit tot pentru orez. O să spălăm orezul. Îmi place orezul ăsta de la Aldi, foarte bun. Mai cei cumpere. Care sunteți aici în Belgia, chiar vă rugăm să mergeți să cumpărați orezul ăsta, că e foarte bun. Orez la Aldi. Da, este și la pachet albastru și la mov, așa. E foarte bun. Nu, ne place foarte mult și acum mergem la bucătărie să punem ulei, să punem de toate, să punem ceapa la călit, toate astea și să pregătim orezul și așteptăm să se facă costița noastră și o să halim. Vai, Doamne, face, face, Valerica. Știu că surorile care sunt mai în vârstă face așa ceva și au făcut așa ceva. Cine? Poate sunt tineri, poate... Pentru tinere, Valerica, da, sigur. Și nu numai de asta, Marcel. Oamenii care ne apreciază, surorile, frații noștri care ne apreciază și se uită la noi. Și dacă faci bucătărie, trebuie să faci să arăți tot ce faci. Dacă faci bucătărie, trebuie să arăți tot ce faci. Nu. Da. Păi asta vreau să spun. Sigur. Nu. Mai încurajează și pe alții să facă, Valerica. Să facă, Marcel. Sigur, chiar vă rog, oameni buni. Da, sigur. Oameni buni, prieteni dragi, vă rugăm să vă apucați și voi de bucătărie, să ajutați pe surorile voastre, pe soțiile voastre. Să... Da, ați văzut și eu. Și eu ajut pe Valerica. Și am văzut că sunt și frați binecuvântați de Domnul care știe să facă sunt, bucătari, care știe să facă mâncare. Oi, de mine.
Chiar vă rog frumos să încercați și voi să faceți. Este un lucru bun. Da, sigur. De ce să nu? YouTube-ul da. Mare, lumea e mare. Sigur, fiecare să toți. Facă să trăiască fiecare. Da, sigur. Da? Chiar vă rugăm și vă încurajăm. Să faceți cei și care voi. Doriți și vreți să faceți, puteți să faceți. Da. Și așa pregătiți mâncare pentru familie. Pentru familia voastră, în casă, în gâșile voastre, sigur. Fiecare pregătește pentru familia. Și sunt frați binecuvântați de Domnul care, cum o spun, mai știe să pregătească mâncare. Da. Asta e foarte ce și te mănânc. Ca să amestec și eu puțin aici așa. Oameni buni. Pentru ca să nu ardă ceapa până când vine Valerica. Să pună legumele alea de aici. Da. Abia aștept să vină vacanța aia, să fie timp frumos, să putem să mergem și noi acasă, să ne mai relaxăm și noi, hai să vă arătăm ce facem acasă, că avem de construit foarte mult, să vedeți. Știu că voi o să fiți cu mine acolo și împreună o să ne spuneți ce trebuie să facem, cum să facem. Da. Da. Ne ajutați și voi la ce puteți să ne ajutați. Pentru că este mult de construit și să ne spuneți cum să facem. Da. Să știți că eu fac pilaful și orezul și fiert și îl fac și așa. Da. Îl pun și așa. Da. Acum o să pun așa. Nefiert, îl bag direct aici așa. Lăsăm să se cădească și morcovul. Nu știu că sunt tinere care se uită la mine, Domnul Iisus să-i binecuvinteze. O grămadă de tineri de aici din Belgia, care m-am întâlnit cu ei și îmi spune că mă urmărește și chiar îmi face multe rețete de la mine. Valerico, o să-ți spun ceva. Tu ai devenit bucătară. Pentru mine. Da, Marcel. Ești bucătăreasa mea. Da. Mie-mi place da. Tot ce faci tu. Da. Și la toată familia mea îi place. Da, sigur. Nouă ne place. La Nora îi place acum, foarte acum, mult. Acum, stai să spun ceva. Cum să nu ne placă? Dar toți trebuie să ne placă tot ce faci. Da? Da, Marcel. Dar sunt oamenii, prieteni, frații noștri care apreciază și le place și lor ce faci tu. Sigur că da. Și alții care nu au mai făcut, învață de la tine. Da. Și sunt și din prietenii noștri, de postă hotare și de da, postă da, tot, da, care, da, da. Și chiar le mulțumesc, care învață și spune, Valerico, acum o fac, ce-ai făcut tu? Și chiar îmi scrie acolo... Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, ne bucurăm spus, pentru lucrul acesta. Am mai spus-o și o spun. Nu mă supăr. Primesc mesaje și îmi spune, sora Valerica, trebuia să faci, să pui da, ceva acolo, să mai o idee, o așa, că nu fiecare face mâncare la fel. Da, am spus-o și am mai spus. Apreciem, ne place. Facem din ce parte ne tragem. Ne place. Dacă da. Ceva vedeți că nu e bine și... Adică nu numai că nu e bine, dar poate ei fac da. Mâncare altcumva, știi? Da, e bine să mai înveți și tu să faci și tu altcumva. Da, da. Nu numai felul tău. Da, așa e. Sigur, da. Mai faci și cum spune și surorile și frații noștri. Da. Și am primit acolo pentru tăiței acum, că vai de mine, că abia aștept că m-am dus să cumpăr și n-am mai fost. Da, să fac tăiței acum. O să facem mâine, da? Mamă, ne faci mâine? Da. Nu, o să facem mâine, tăiței cu mac, da, în alea. O să vedeți voi, cred că eu o să tai tăiței. Nu? Să le faci tu? Păi da. Păi, nu problemă. Sigur. Eu vreau să faci, pentru că pentru mine e greu. Sigur. Doare mâna. Eu trebuie să le frământ, să-i fac, să-i pregătesc și tu... Da, poți și să le frământ, nu-i problemă. Acum nu mai mă doare chiar așa tare mâna. Da? S-a mai trecut? Da. Bravo. Nu mai trecut bravo. Un pic, da, nu udă tot, nu. Până acum lăsăm să se facă, acum să se cădească toate Domnule, aici, la un loc. Doctor. Vedeți cum o să arată, dar n-am mai pus verde de ăla, că mie cam nu prea-mi place ardeul ăla verde, că cam e un pic amar, nu e așa... Nu, bun, lasă să da, se facă. Am avut acum. Și verde, dar nu l-am pus. Uh-huh. O să se vadă mai așa, e mai colorat, e mai frumos, e mai nou. Mâncăm mai mult orez. Da. E nu, că acum știți ce? Am hotărât că eu și Iosif vreau să slăbesc. Ați văzut, Iosif, deja un kilogram în trei zile? Ai văzut, Marcel?
ce? Am slăbit, e ambițios, dacă spune că nu mai mănâncă, nu mai mănâncă. Da, nu mai mănâncă seara și nu mai mănâncă pâine multă. Păi nu mănâncă pâine deloc, nu mănâncă. Știți, el cum își revine și își dă seama că își revede că e în ce hal e așa de gras, gata. Acum s-a trezit foarte bine din, cum se spune, ca să se vadă că e așa de gras și vede că e gras și acum spune, băi, dar ce gras sunt, dar ce cu mine, dar cum sunt așa? Nu, gata, nu mai mănânc, nu mai mănânc, nu, gata, nu mai mănânc. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru că și-a revenit în fire. Și acum consideră, se vede și el că e gras și acum spune, gata, slăbesc. Vreau să ajung la 60 de kilograme, au zis. Dar zice, tată, în 6 luni ajung așa. Dacă mânci tot așa cum mânci acum și ții regimul ăsta, o să ajungi. O să vedem, parcă, Domnul. Nu, acum vrem să punem orezul. Bicuri, mie îmi place să-l pun așa, că nu. Fărbe mai bine. Fărbe mai bine, sigur. O să mai fac și așa, o să mai fac și să-l fierb. Știi? Fiecare acum o face după preferința lui, că mi-i place să fac. Nu am pot să fac mult. Să văd ce spune Abel, ce cartofi să-i fac pentru Abel. Să fac niște cartofi, nu știu ce cartofi de Abel, să pregătim niște cartofi. Vă mai spun și am spus, orezul se face cu toate legumele din lumea asta, cu toată carnea, cu tot ce vreți să voi. Eu îl fac așa mai simplu, cu ciuperci, cu mazăre, cu carne de pui, am mai spus-o, cu... Păi dacă avem coaste la cuptor, nu mai punem atâta carne și la orez. Da, normal. Cu creveți, cu da, toate bunătățile în lumea asta. E bun așa orezul cu legume cum faci acum. O facem așa mai simplu. Și mai ales acum, pentru că este la regim. Că mănâncă un pic carne, un pic... Acum nu știu dacă să mănâncă carne. Cred că nu să mănâncă de carne, el are ton. Da, un pic așa un pic, poate, să gustă și el un pic, da. Așa, de gustare. Și o salată și rucă. Da. Femura. Vrem să-l punem pe Iosif și s-a pus el singur? Că da. Ai văzut cât am vrut noi? N-am putut. Că noi am vrut să-l punem la regim, n-am putut și acum el dă unul singur, gata, a luat hotărâre. Acum punem așa orez până de deasupra și când vedem că atunci scade și nu-i fier, mai punem puțin până o fi fier. Da. Da. Și punem un pic de pătrunjel uscat și gata e orezul nostru. Mâncare rapidă, imediat. Așa cum am spus, am pus să dă deasupra, așa, lăsăm să fiarbă orezul și dacă mai trebuie și nu-i orezul fiert, o să mai adăugăm un pic de apă până orezul va fi fiert. Și punem un pic de pătrunjel. Sora Valerica. Am făcut salata, frate Marcel, erai ocupat acolo. Da, am făcut, ai văzut. Am tăiat toate aici, uite, toate... Ardeiul, roșu, galben, roșiile, castravie, salata, mai am niște roșioare care trebuie să le tai și pe astea aici, așa. Am dat-o în bară, am dat cu clătite jos. Am pus un pic de ulei, am pus un pic de sare, nu punem piper, nu punem din astea, nu facem mai la regim, frasurori. Mm-hmm. Mâncăm mai la regim, dar asta nu e regim, dar mâncăm un pic așa de gustare, dar lasă, mâine de mâine nu mai mâncăm. Da, câte bucățică fiecare. Da. Nu prea mult. Da. Nu, ia că am terminat și salata, nu avem brânză în ea, dar lasă că merge și așa, fără brânză, mai la regim, că brânza da, nu e așa la regim. Mai de mult nu o să mânca cu brânză și cu astea, așa să mânca, uitați. Și mărar și pătrunjel, lasă că știm noi ce să punem aici, da. Tot ce puneam, puțin ulei, puțin sare, o părătaică, două acolo, tăiam ceapă și gata. N-am pus ceapă roșie, lasă, nu mai punem. Acum, nu-i neapărat să pui ceapă roșie. Da, lasă, e bună și așa, ia uite. Dar așa se făcea mai domnul Valerico. Cum se făcea? Nu se făcea așa? Da, așa se făcea. Să te ia acolo un castavete, roșii, ceva, dacă avea o
zi, ceapă. Da. În aia super. Mergeam și luam din grădină, puneam da. Ulei acolo, amestecam și gata. Șolata. Imediat așa facem o poză și după aia pregătim masa să mâncăm. Da. Hai, da? Uite așa poți să facem poză așa. Da. Hai, faci tu sau fac eu? Hai, închei, oprește-i. Da, hai că acum. Doamne, Tată, Părinte al Veșnicilor, Sfințească-se numele Tău, în numele scump și drag al Domnului Iisus Hristos, înaintea Ta și înaintea puterilor Tale, Doamne, să-ți mulțumesc pentru această zi binecuvântată de Tine, pentru că trăiești cu noi, Doamne, și pentru că în fiecare dimineață bunătatea Ta se numește față de noi, Doamne, Tată. Te rog în numele Iisus Hristos să sfințești, să binecuvântezi aceste dar de mâncare, care sunt puse înaintea noastră pentru rogul nostru, cum ai binecuvântat cele 5 pâini și cele 2 pești împărțiți și ai împărțit norodului. Și mâncând ele, te rog să-i satul și prin aceasta putem să-ți rămâne recunoscător să facem mai mult voia ta. Binecuvintează și sfințește mâinile soției mele ca să stăm pentru acestea mâncare și înmulțește de unde noi gălim și facem scăzământ cu mănânții pește și pâine împărțit, Doamne. Îți mulțumim pentru aceste dar de mâncare, Doamne, Tată. Și te rog să dai pâinea ce ai toate zilor, Tată, sfinte celor care o cer. Pentru că Tu ești Cel care te îngrijești pentru păsările cerului, Doamne, cu cât mai mult pentru cei care te strigă și te cheamă, Doamne. Da, Doamne. Fie slăvit, mărit și binecuvântat în numele Tău, în veci, în veci, lor, aleluia, amin. Amin. Poftă, Doamne. Să pune la elții, prima dată, pune așa, așa ceva. Se pun salată. Pune salată, că le-i place salată. Hai, că pun salată, pun, dar sigur că da. Așa. Ajunge, nu prea multă. Să se umple. Punem și o bucată de căniță. O să-l mai dai una, că nu are nimic. N-am mai dus cu liței. Da. Îți place, Iosif, da, ce mâncare a pregătit da, mama? Da, îmi place. Da? Foarte mult, da. Hai că îmi pun eu până când vei tu, va veni cu. Pune-ți un alt cer. Da. Așa îmi pun și eu. Poftim, Iosif. Că și eu știu să servesc, că eu uite ce așa. Pune-ți un ora. Așa. Dăm și mie de aici o bucățică de două. Hai, spunem așa. Ești mai mare timp. Dăm și pâine, te rog frumos, și puțină pâine. Da. Și pâine mai mănânci. Să mâncă cu pâinea asta. Mă îngraș, nu? Da. Fără da. Pâine, că avem orez. Nu am mâncat pâine. Nu mai am mâncat pâine. Da, da, da. Pâine, da? Nu, 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 pâine. Eu nu mai mâncat pâine. Foarte bun. Dacă ne mai trebuie, o să ne mai luăm. Iosif, așa. De atâția zile mănâncă tot fără pâine fără mâncarea. Pâine, da, da. Nu mănâncă cu pâine. Am dat 1 kg jos. 1 kg, da. Da, 1 kg am dat jos. Ce mănânc eu? Ai. Mâncăm așa fără... Dar eu fără pâine nu pot. Desole. Fără pâine. Eu trebuie să mănânc pâine, dragă. Eu nu pot să mănânc fără pâine. Da. Dar sigur că da. Eu nu sunt grasă. Nu mă, un pic. Da, eu nu pot să mănânc fără pâine. Dacă vreți, da și ție o bucățică de pâine. Vrei? Mă lasă că mânc eu. Poftă bună! Să aveți poftă la toți! Da! Dorim și la prietenii noștri, la surorile noastre, Domnul Iisus să vă binecuvinteze, la frații noștri, poftă bună și Domnul să vă binecuvinteze dacă sunteți la masă. Amin! Da, foarte bună poftățile astea! O bunătate! O bunătate? O bunătate? Ia în mână, Iosif. Așa se mănâncă. Da. Cu mâna. Dar ce vezi? Da, da. Doamne. Cu mâna se mănâncă. Da. Așa. Da. Eu am dan. Eu am dan. Eu am dinți.
place mâncarea? Da, sigur că da, cum sunt Nora. Da? Iosif, da. Îți place? Da, foarte mult. Trebuie să te pui și pe la masă să mănânci. Da. Lasă că mănânc și eu după aia. E bună, nu, Valerica? Foarte bună. Costița mai greu. Da. Costița îi place la mama mai mult. Îmi place costița la greu. Vreau să spun că costița era mâncarea preferată lui Iosif. Da. Da. E foarte bun. Mamă, ce dutase. Are gust, să știi că are. Sosul ăla care am pus, îți dai seama, sosul ăla face minuni. Da, da. Foarte bun. Vă rugăm să-l cumpărați de la Intermarché. Sau de unde sunteți voi, ce magazine aveți. Oameni buni. Dragi prieteni, cam atât a fost pentru ziua de astăzi. Noi vă mulțumim pentru că ne apreciați atât de mult, pentru că sunteți cu noi. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o zi binecuvântată de Dumnezeu. Ne vedem la următorul videoclip. Dumnezeu să vă binecuvânteze. La revedere! La revedere! Pe curând!